Copiii care învață la grădinița din cartierul Galați vor avea cât de curând săli de clasă renovate și asta întrucât de ieri cei aproape 30 de cursanți din cadrul proiectului Participarea grupurilor vulnerabile la economia socială au început partea practică. La începutul acestui an, reprezentanții Partidei Romilor Pro Europa Făgăraș au demarat proiectul Participarea grupurilor vulnerabile la economia socială. La acesta s-au înscris 28 de făgărășeni de etnie romă care au dorit să obțină o diplomă în construcții. Ieri a început partea teoretică a proiectului, în cadrul căreia cursanții au început renovarea grădiniței din cartierul Galați. Cursanții ne ajută să reabilităm grădinița de la Școala Generală numărul 4 din Galați. Îi avem într-un număr destul de mare, spun eu. Urmează să reabilităm cele două săli de clasă, plus holul în care ne aflăm și baia. Proiectul spune că materialele pe care le-am primit, care se află în spatele meu, ne ajută doar la glătuire, zucrăveală și părțile acestea mai mici. Noi, în urma unui parteneriat, am reușit să obținem o sponsorizare prin care vom pune și rigips, vom coborâ tavanul, vom trage și curent, vom face toate lucrările. Calificăm profesional un număr de 28 de bărbați. Iată că ieri am demarat a doua parte a proiectului, cea de practică, care constă în renovarea grădiniței din cartierul Galați la Școala Generală numărul 4. Vor fi renovate două camere, grupul sanitar și holul acestei clădiri. Am primit și o parte de materiale de la asociația parteneră a proiectului, dar mare parte a materialelor au fost donate sau cumpărate de către domnul președinte Gheorghe Androne și pe această cale dorim să-i mulțumim. Clădirea nu mai fusese renovată de aproape 10 ani, astfel că această inițiativă a fost foarte bine primită de către profesori. În urma acestui proiect, partea de practică a cursanților de acolo se va face aici. Vor amenaja cele două clase de grădiniță și mai mult decât atât, cu sprijinul domnului Gigi Androne, care pe lângă fondurile care au venit de la proiect au mai adus materiale în plus pentru a putea organiza absolut totul așa cum trebuie. Cei mici vor avea o grădiniță nouă. Cei 28 de cursanți vor primi, la finalul cursului de lucrător în construcții, o diplomă de calificare în acest domeniu. Proiectul Participarea grupurilor vulnerabile la economia socială este finanțat de către Uniunea Europeană, ce a alocat în acest sens 80.000 de euro pentru județul Brașov.